Viorel Papuc, directorul general adjunct SUC Suceava, a declarat că totul este funcțional și arată excelent. Acesta a mai explicat că sistemul de impermeabilizare este realizat din 20 de centimetri de sol inert peste deșeurile existente, după care se adaugă un strat de 30 de centimetri de gaz din materiale minerale. Peste acesta se găsește un geocompozit teutoctonic, iar la final un metru de materiale minerale. Ultima etapă a constat într-o hidrosămânțare cu un mix de semințe perene la care s-au adăugat polimeri. Ziua în care face recepția ultimului depozit de deșeuri neconforme de la Suceava, care se întinde pe o suprafață acoperită de 8 hectare, a fost cel mai mare depozit de deșeuri care am avut în proiect. Au fost 7 depozite în total, da? Vorbim de Fălticeni, Gura Cumorului, Câmpul Lung, Vatra Durnei, Siret, Rădăuți și Suceava. Evident, Suceava, după cum v-am mai spus, este cel mai mare dintre toate. Și de cea mai mare complexitate dintre toate cele 7 lucrări. Ceea ce putem vedea în zona aceasta unde ne aflăm acum este o protecție de mal pe o lungime de 1100 de metri, o protecție realizată într-o soluție deosebită, cu saltea geosintetică betonată, în premieră, aș putea să spun, în județul Suceava, practic care pune în siguranță întreg depozitul de deșeuri împotriva antrenării în cazul în care de către apă, în cazul în care debitele cresc în urma inundațiilor. Tot depozitul a fost realizat conform proiectului. El este la momentul de față înerbat, ecologizat și practic astăzi vom proceda la predare. El are în dotare un container dotat cu echipamente electronice de monitorizare online de la distanță a parametrilor de mediu. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Alexandru Rădulescu, a adăugat că finalul proiectului este mulțumitor, iar odată cu finalizarea lui, capitolul deșeuri din județul Suceava a fost încheiat. Realizăm etapa de recepție a închiderii la depozitele neconforme. Este o etapă importantă în cadrul proiectului de management integrat al deșeurilor pe care îl dezvoltă Consiliul Județean în județul Suceava. Practic, sau eu personal, cred că a fost cea mai urâtă etapă și a ieșit totul foarte bine. Sunteți majoritatea suceveni, știți că aici era un spațiu extrem de urât și care a fost redat acumulator. Eu cred că în 5 ani de zile, când se va putea utiliza acest spațiu, Primăria municipiului Suceava poate să considere că are la dispoziție o zonă de rezervă pentru dezvoltarea municipiului. Agenția pentru Protecția Mediului Suceava se va implica fără discuții în monitorizarea acestui depozit de deșeuri. În acest sens, se vor lua periodic probe de apă care vor fi trimise la Consiliul Județean. Totodată se speră că nu va fi nevoie să fie luate măsuri suplimentare. Vreau să vă spun că am participat, făcând parte din Comisia de Recepție, la toate depozitele care s-au închis în județul Suceava, respectiv Vatra Dornei, Câmpul Lung, Gura Humorului, Fălticeni, Siret, Rădăuți și acum suntem la Suceava. Vreau să vă spun că este un exemplu de lucru bine făcut. Felicitări, nu pot să spun altceva, societății care s-au ocupat de închiderea acestor depozite. Sunt făcute conform proiectului și este o rezolvare a cel puțin și tehnic și peisagistic și cum doriți dumneavoastră al fostelor gropi, că de data asta nu putem spune de depozite ecologice care s-au rezolvat într-un mod corect și bine. Altceva ce aș putea să vă spun, mă bucur că s-a încheiat închiderea acestor depozite. Depozitul de deșeuri dispune de un container de monitorizare care va fi funcțional 30 de ani. La Suceava este punctul central, de aici fiind monitorizate toate cele 7 locații din județ. Acest sistem tip SCADA analizează concentrația de metal și concentrația de amoniu în pânza freatică și poate fi accesat folosind vocea și datele. Zilnic, la ora 9:10, vor fi transmiși parametrii de mediu pentru a se ști ce decizii trebuie luate în timp util.